din experiența duhovnicească ce vine în urma harului Sfântului Duh prezent asupra preotului slujitor, sigur au oferit părintele la aceste răspunsuri, care zic eu să nu rămână doar la stadiul teoretic, am aflat ceva ca informație, ci să punem în lucrare, la modul concret, ceea ce am aflat. Pentru că întrebările dumneavoastră presupun că reprezintă niște frământări. Și dacă am aflat răspunsul, e bine să căutăm să îndreptăm problema respectivă prin răspunsul pe care l-am primit. Să nu rămânem doar la stadiul acesta de informație și bun, ci rămân în continuare cu acea problemă. Avem un motiv în plus de a rezolva problema și Dumnezeu ar trebui să aflăm răspunsul ca noi să punem în practică. Părinte Nicolae, mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase la modul practic prezentate și nu la modul abstract. Părintele a oferit soluții foarte practice. De fapt, întreb. Mulțumim și dumneavoastră pentru întrebările pertinente, sigur, puse, pentru atenția care l-ați ascultat. Și Părintele Vladimir, ne spui ceva sau ne spui ceva? Spune! În primul rând, vă spun cum e paroc, Părintele Vladimir, dacă ne-a luat prezența. Mulțumim tuturor că ați venit numărul atât de mare și pentru mine membru asociației Crăză Mânească, astăzi la zi aniversare, astăzi atunci de 4 ani de aniversare, de fapt de 7 ani de aniversare, dar de 4 ani de oficial, mă dăjduim ca de la A la A aniversările să fie din ce în ce mai savurate și mult mai aniversările. Și toate lucrurile și activitățile acestea, așa cum vă bine știți că biserica noastră bazează pe tradiția, Sfânta tradiție, și din această tradiție am extras și noi partea care ține de Domnul Iisus Social și care efectă pe fiecare de noi de privește și activiști în biserică. Mulțumim totuși ca să o stăniți pentru organizarea acestei evenimente. Să nu uităm să amintim că de vizit în fost, ne știm de fapt, și am pregătit pentru toți pe cei prezenți o gustare la emisorul acestui vă așteptăm, să și la liturghia de după liturghie, și ne dăjduim să ne tot vedem mai des, unii încep să ne cunoaștem și ne vedem tot mai des, și ne cunoaștem, să ne întâlnim, atât la concert de părinte, dar nu numai să avem niște puncte de structură din loc în loc, să ne întâlnim la aceste întâlniri și să ne considerăm și să rătășnim ca românii noștri de întâlnirea lor și de întâlnirea să nu știu și limitatea lor și așa cum este reviza asociației, noi asta promovăm bunătatea pe care am învățat-o și la Sfânta Filoteia și Sfântul Andrei, Sfinții Ocrantonii, Spiritualii Asociației, atunci nu uita că ești voios, rămâne să fii bun. Acum, în chiar ea vrea să întâlnim această perioadă a Sfântului și Mamei Jos cu două cântări plăcute tuturor, pe care le auzim mai bine să trebuie postului, Doi este Dumnezeu și Doamne a fost ei. Haideți să cântăm împreună. Noi este Noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și mă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.